artistă spectaculoasă în programul nostru, doamnelor și domnilor. Au mai venit la noi chiar de curând, când aveau ceva de sărbătorit. Acum avem multe de spus ce s-a întâmplat după, plus alte noutăți la ordinea zilei sau ordinea unor zile din trecut. Dar mai sunt lucruri de spus. Medana și Alin Oprea. Ca două flori, foarte frumos. Îi vedem pe Medana și o pe... O floare și un floroi. A? Ce zici? Floare și un floroi. Un floroi, da, domnul Floroiu. Să rămână? Domnul Floroiu, Alin, poftiți, bine ați venit. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Noi atunci când ne-am văzut era cumva puțin înainte de frumoasa sărbătoare pe care o aveați în cuplu, în viață, în iubire. Ați mai sărbătorit, ați mai făcut chestii, că voi sunteți plini de surprize. Totul este roz. Voi trebuie să vă întreb tot timpul câte... Totul este roz, după cum observi. Da, chiar. Mă uit și eu cum arăt, pentru că este prima oară când mă îmbrac așa. Atât de roz. Propunerea distinției doamne Medana. Așa? Dar nu e bine. E bine. Mai ales că vine vara, acum ești chiar potrivit. Unde e rock-a-rola cu blugii rupți, cu treburi, cu piele, cu nebunie? Știu, mă, dar existau și rocări care mai purtau o chestie de în zona asta mai de... Mai da, dar nu la noi în țară, nu la noi în țară. La noi în țară era și noi mai... pe cei de afară nu prea vedeam atunci, așa că noi rămâneam la varianta... Da, da. Bine, o să mai vorbim și despre acele vremuri. Pe de altă parte, ce ați mai făcut, Medana? Ce s-a mai întâmplat? Ce surprize au mai fost? Uite ce imagine frumoasă de la noi de acasă. Da? Binecuvântează, Doamne, pe cei care intră în această casă. Asta e pentru hoț, să știți. El a intrat în casă. Da. De Paște. Ce ați făcut de Paște? Pentru că am văzut, cred că de la Înviere era. Da. Te rog, Medana. De Paște, în primul rând, eu am gătit foarte mult. Așa. Am pregătit lista, tot felul de... Meniu. Ce a conținut meniu? Te rog să mă surprinzi. Multe. Probabil că acum nici n-am să mi le amintesc pe toate. Nelipsitul drop de miel, friptura de miel... Ouăle colorate. Foarte bine. Niște cozonaci extraordinar de buni. Cozonaci făcuți pentru prima dată, la care am muncit toată noaptea. Dimineața la 7 m-am pus la somn. Nu am știut că e nevoie de atât de multă muncă pentru cozonaci. Deci nu și uitat de aia și uitat de ei, înțelegi? Că a făcut cozonaci. Da. Foarte frumos. Dar înțeleg că mulțumiți, da? Da, foarte mulțumiți. Dar nu mă lăsa, fii atent. Mie îmi plac foarte mult cozonaci, dar cei foarte buni. Un singură firmă face în țara asta un cozonac care mie îmi place. A doua persoană, nu firmă. Da. Medana, o rețetă nouă. Și acum eram foarte încântat de acest cozonac și îmi venea să mănânc în continuu. Și mă opream. Mai lasă să vină și la invitați, mai lasă și la copii. Dar avei făcut patru femei. Le zic, lasă-mă să mănânc acum când... Îți vine. Da. Așa că am cam atentat la cozonacii. Era ca celebra secvență din filmul cu familia Bandi, știi? Ascunde mâncarea, vin copii! Da. Da, foarte frumos, foarte bine. Acasă, la Cluj sau da. Ați... Acasă, da. Foarte bun. Da. Bravo, bravo, bravo. Și am ieșit, evident, la frumoasa noastră catedrală ortodoxă din Cluj în noaptea de Înviere. Unde a fost o atmosferă absolut superbă, vremea bună, multă lume, lume frumoasă. Mi-am dat seama cât de important e să fim uniți. Pentru că mai bătea câte o rafală de vânt și stângea lumânările la câte 50 de oameni acolo, da. Știi? Și aprindeau frumos de la ceilalți. Zic, mă, dacă am rămâne așa 2-3 izolați, fiecare și ne-ar stinge cineva lumina, de unde am mai aprinde? Un simbol foarte frumos, da. Noaptea. Impresionant a fost să vedem atât de mulți oameni care înconjurau biserica. Era centrul Clujului, era plin. Ce frumos! Cel mai emoționant moment. Asta e foarte bine. Aici cozonacii despre care s-a făcut vorbire, da. Erau 5. Cinci. Ai avut loc era de mai manevră. Da, e adevărat. Adică era loc. Eu asta am zis, că permit, știi? Da. Adică șampanie bună. Ai, mă, Medana, dar chiar că te-ai întrecut pe tine. Da. Ce nebunie aici. Da. Ia uite aici, mâncărică. Cu miel, drobul. Cu drobul, foarte frumos. Salată de vinete de care uitasem un aperitiv. Deci tu ai făcut, fără să fie ajutată de nimeni? Nu. Fără, da. Ai văzut, că a scos și vasele italiene de acolo servire. O vioară fashion, ca să zic așa. Nu e fashion, stai liniștit, că e adevărată. Da? Și încă cum? Are aspectul la fashion, dar cântă, da? Vioara a fost cadoul Medanei pentru mine. Aha. S-a nimerit să fie de
Paștea, de fapt, a fost cadou de 5 ani de la... Am prins momentul... Până când a venit, a fost foarte bine. Atmosfera și am foarte, și probat-o în seara. Aia e prima foarte nobilă la voi acasă. Prima dată am crezut, da, da. Foarte frumoasă. Este imagine. Stilul pe care noi îl iubim foarte mult și... Medana este chiar o expertă deja în barocul ăsta foarte venețian. Venețian. Da, 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 foarte frumos. Am înțeles că ai și încercat acea vioară, ca să fie clară treaba. Și dacă avem secvența, într-adevăr este pentru prima oară când avem acces. Opa, gata. Cântai live asta? Sigur. Păi piesa mea de referință din copilărie, Balada lui Ciprian Porumbescu. Cu asta a debutat el. Din păcate, imaginile nu sunt foarte clare. Bravo, băi, Alina. Da. Dacă n-ar fi compus Ciprian Porumbescu și partea asta, câtă lume ar fi știut balada? Toată lumea o cânta. Toată lumea o cânta. Ne încurcă puțin bucata asta. Te încurcă puțin, ar fi cântat-o toți, dar pe de altă parte, foarte frumos. Nu știam că ești atât de bun la vioară, știam că ești bun la... Adică, dar nu știam că poți face și pe momente de virtuozitate. Cristi, fac vioară de la 5 ani. 3 ani de zile ai la mine. Ai cântat vreodată cu Talisman la vioară? Sigur, sigur că da. Da? Da. În concerte, eu, în concerte. În concerte, în concertele mari, da, nu chiar tot timpul. Foarte da, frumos. Am. Deci am făcut... Frumoasă surpriză, deci. De la 5 la 9 ani am făcut vioară cu un profesor extraordinar, cel mai iubit lăutar de la Turda, Bela Baci, un maghiar rom, să zicem așa, că astea sunt lăutarii foarte buni. Și după ce m-a educat, m-a învățat vreo 3 ani de zile, a făcut un gest extraordinar și... Practic de acolo vine și prima idee de talisman pe care eu am avut-o în cap. A zis, nu mai am ce să te învăț, va trebui să te ducă mai la școala de muzică din Cluj, la liceu de muzică, pentru că eu te-am învățat tot ce știu, dar ca să-ți poartă noroc în viață, o să-ți ofer vioara mea, vioara personală, da? Zice, care mi-a purtat mie foarte mult noroc și de acum încolo să-ți poarte ție. Consideră că ăsta e talismanul pe care eu ți-l fac cadou. Atunci am auzit pentru prima oară acest cuvânt și am înțeles despre ce e vorba, că e ceva care poartă noroc în primul rând, după evident că... Bun, după care au apărut și alte momente, am citit câteva declarații date de tine, în care cuvântul talisman s-a imprimat cumva în mintea ta legat de creativitate și legat de muzică, da? Cel mai mare impact l-a avut practic întâlnirea mea cu un om extraordinar, e vorba de staresul mănăstirii Putna din acea vreme, care din păcate nu mai e printre noi acum. Și care, întâlnindu-mă acolo, văzându-mă cu plete, îmbrăcat în rocker și așa mai departe, aveam 20 de ani, eram frumoșel la vremea respectivă. Medan ar zice că și acum. Talentat, mă rog, eram în primii ani de facultate, practic aveam multe chiar calități. Chiar invers, dar îi dau pace. Aveam multe calități și nu, dar totuși nu găseam drumul în viață, nici personal, nici profesional și așa mai departe. Și am vorbit cu părintele atunci și... Mi-a dat câteva povețe foarte importante pentru mine apoi în viață. Și-a luat crucea de la gât, mi-a pus-o mie și a zis, acesta este talismanul Domnului Iisus Hristos și de acum încolo să-l porți cu evlavie și întotdeauna când te rogi Dumnezeu să ții mâna pe el și să ceri nu ceea ce îți dorești tu, ci ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea și să nu uiți niciodată de unde ai plecat. A fost o poveste mai lungă, dar mi-a rămas și atunci ideea talismanului Domnului Iisus Hristos când mi-a dat, deci, când mi-a dat această cruce. Deci aceasta este originea numirii trupei tale și vremelnic al lui Tavin Colen, talisman? Da. Deci tu ai venit cu numele. Și ca să vă și amintesc, atunci când eram îmbrăcat în parpalacul ăla de piele neagră pe vremuri și aveam o cruce mare la gât, aceasta era crucea despre care vorbesc, o păstrez în zilele noastre, o port cu mine, nu mai port neapărat la gât, dar undeva în buzunar sau așa. Și o perioadă am purtat un stativul de la microfon, dacă îți mai amintești tu, stativul meu cu cruce. L-am făcut la comandă și înăuntru, în el, era de fapt această cruce originală pe care o purtam peste tot cu mine. Uite, aș vrea să deschidem puțin și această discuție. Ai fost la o emisiune de televiziune, după care pentru un cotidian ai deschis această discuție. De multă vreme, Tavi Colen, care
fost invitat pe aici să spună punctul de vedere, dar dacă nu dorește, este fix problema lui, pentru că noi suntem o emisiune echidistantă. El a tot vorbit și a venit cu foarte multe amănunte, de ordin personal, că din cauza unor motive ale legate de familia ta nu s-a mai legat, că se băga cineva în trupă și alte lucruri. Tu ai venit acum cu niște argumente profesionale pe care, la care aș vrea acum, că ne știm foarte bine și acum mai mult sau mai puțin sunt atât de bătrân, o să spun Medana că din potrivă e mai bine acum decât al minter. Noi am mai fost și martori pe atunci, dar aș vrea totul să detaliezi tu ca să nu părem subiectiv. Of, mi-e atât de greu să vorbesc despre lucrul ăsta, pentru că Tari a fost colegul și fratele meu de cruce, să zicem așa, 10 ani la formația Talisman. A plecat de la formație, însă în urma noastră a rămas ceva extraordinar. Am avut niște realizări atât de mărețe la vremea respectivă. Am avut momente extraordinare trăite împreună. Am vândut milioane de albume, discuri de platină, zeci de mii de oameni la spectacole, la stadioane pline pe vremea respectivă. Niciodată n-am înțeles pentru ce atâtea reproșuri. Pentru ce, după ce am realizat atât cât am realizat, păi fiecare pe drumul lui și își vede de treabă. Da, n-am înțeles de ce a trebuit în 18 ani să vorbești, să spui că l-ai uitat, l-ai condamnat la uitare pe Alin Oprea, dar să vorbești în fiecare apariție media de Alin Oprea, mi se pare ciudat. Și nu înțeleg de ce. În primul rând, el a plecat de la formația Talisman în 2006. A plecat. Nu l-a dat nimeni afară. Am avut niște discuții, dacă să mergem în continuare împreună. Este adevărat că a plecat și cu sonorizarea, și cu banii, și cu tot? Da. Momentul critic al nostru, când eu mi-am pierdut încrederea în Tavi, a fost în 1998. Destul de devreme. Abia după 2 ani de Talisman. Stat niște ani împreună. Am stat mulți. Da. Eu sunt răbdător, să știi. Ai văzut și în familie. Am stat 25. E adevărat. Așa. E adevărat. Bine, Medan, acum e un fel de vindecător al sufletului tău și te încearcă să-ți vindece toate aceste răni. Zic bine, doamnă? Da. Așa, te rog, zi. În 1998 se înființează Fundația Talisman. Cu care voi organizați festivaluri, chestii. Da. La care Tavi se autoproclamă președinte. Fără să te întreb. Din oficiu, fără să mă întrebe. Și n-aș spune mai mult, dar a fost nevoie de o semnătură acolo pe care n-am dat-o eu. Dar ea apare. A semnat altcineva în locul tău. Da, nu mergem mai departe pentru că nu vreau să dezgropăm morții. L-ai întrebat? L-ai întrebat. Cum? Dar eu, dar am văzut ce s-a întâmplat. Adică nu e ca și cum a făcut-o și s-a întâmplat. Nu a existat nicio explicație. A fost un moment destul de tensionat între noi, dar am zis, mă, mergem mai departe. Mergem mai departe pentru că nu e un moment. Ne mergeau lucrurile foarte bine, adică nu era... Dar încrederea mea în el, în momentul a dispărut. Deci... Ăla a fost primul punct grav care s-a întâmplat între noi. Și au mai fost 8 ani împreună. Au mai fost 8 ani împreună. Multe hituri. Da. Încă un lucru foarte important. Cred că am depășit momentul în care să vedem cine a dat numele formației Talisman, că nu are sens. Aș mai adăuga doar faptul că numele Talisman a fost oficial, să zicem așa, a apărut pe piață oficial în 1994. Așa. Când formația SIN, formată din colegii mei de la... Te-am văzut la TVR când erai cu SIN, la Petre Magdin. Trebuie, în care eram o trupă de rock turdeană, să zicem așa. Toți colegii noștri erau din Turda, prieteni de-ai mei, colegi de la muzică de la Cluj. Să intervin eu. Zi. Într-o seară asculta o astfel de muzică lângă mine în pat. Da. Arătam eu simt unor prieteni. Nu, asculta el. Așa. La care eu, Doamne ferește, dar cine e demonizatul ăla care cântă în felul acesta? Și el s-a uitat la el și a zis, aleluia, aleluia. Eu sunt. Nu mi-a venit să cred, pentru că eu nu știam. I-a venit mintea la cap între timp. Păi cânta frumos Cristi și pe vremea. Da. Așa, bun. Și practic, în 1994, noi am hotărât că ar fi bine, totuși, să ne adaptăm puțin pieței muzicale românești. Se cânta doar în limba engleză la noi, se cânta în limba engleză și la SIN și am zis, hai să cântăm o muzică mai frumoasă, să ne reprezinte cu adevărat, să nu fie în trendul modei de atunci.
și să transformăm formația Sin în formația Talisman. Practic acesta era proiectul meu de suflet, Talisman. Sigur, am cântat cu Sphinx Experience, am cântat cu Phoenix, am cântat cu Compact. Cu Phoenix trupe, trupe aveți mari. Un mini da. Ora Hora. Dacă sigur că da. Și ați cântat în umbra marelui urs, voi sunteți cu vocea. Exact. Da. Cu trupe foarte mari, însă mi-am dorit întotdeauna să am ceva al meu, un proiect care să mă reprezinte, cum Phoenix-ul reprezintă pe Nicu Kovács, pe Baniciu și așa mai departe, cum Compact, Paul și așa mai departe, Holograf cu Beatman, cu băieții, să fie o formație care să mă reprezinte de la cap la coadă. Și atunci, practic, această formație Sin s-a transformat în formația toate piesele sunt ale Talisman. Abia în 2006, la final, în decembrie, l-am cooptat pe Tavi Colen și am participat la... 96. Da, și am participat la festivalul Om Bun, unde am și câștigat marele premiu, cu trei piese marca Talisman, toate compuse de mine. Atât de singuri, Ruinele Iubirii și... încă una. Bun. Amintiri, mi se pare. Toate piesele erau deja compuse în, 2006, când Tavi a venit în formație. Inclusiv atât de singur. În 96 a venit el, nu? Da, da. Da. Deci, adică noi... piesa, trupa exista, el a venit ulterior după ce piesele și cele cunoscute erau compuse, el a venit cu vocea lui, cu o voce bună. Exact, o voce foarte bună, un timbru bun. Practic, eu nu mai aveam nevoie de încă un solist vocal, dar ne-am împrietenit pur și simplu. În regie, eram studenți amândoi, cântam la chitară pe marginea Dâmboviței, pe malul Dâmboviței, la fete, seara. Ne-am împrietenit și am zis, hai mă, și tu cu noi cântăm ce avem de împărțit. Hai să facem treabă. Dar n-avem nevoie, efectiv, știi? Sigur, a fost un moment extraordinar. Au fost... Dumnezeu a vrut să fie așa. Da. Și a fost foarte frumos. Așa este. Dar când zic... și la plecare, că asta m-a întrebat mai devreme, cum a fost la plecare? Păi... Chiar asta mă gândeam. Totuși, dacă el a plecat, de ce a plecat? Dacă aia era așa, aia era așa, și era în favoarea lui, înțeleg cumva. Adică... Da, dar după un timp, după 10 ani, nu i-a mai convenit situația financiară, ar fi vrut să se câștige mai mult. Aveam și formație, se împărțeau și cu băieții. Și atunci el a zis cele trei condiții pe care le-a pus și le-a tot expus... destul de jenant așa la televizor, că soția, că băutura, că nu știu, un contract care așa și mai departe, a pus trei condiții într-adevăr, dar altele decât astea. Deci am înțeles că jumate din suma la el, jumate la tine plus trupă, din ce deci se câștiga? 50% la el și din cealaltă parte de 50% să ne împărțim între noi. Că așa vrea. Dar nu trebuia voi doi părți egale și după aia băieții? Așa a fost până atunci. Așa a vrut mai mult el. Da. Și altă condiție ce a mai fost? Să aibă dreptul să cânte singur în evenimente, fără formația Talisman, dar să poată cânta repertoriul Talisman. Apoi de aici trebuia să-ți ceară acordul, nu? Păi și mi l-a cerut și nu i l-am dat. Adică asta a fost a doua condiție. Mi s-a părut un conflict de interese. Da. Pentru că... era un preț să mergi cu toată formația să cânti undeva și alt preț să meargă el singur să cânte, nu? Da. Și el ar fi cântat repertoriul Talisman și lumea l-ar fi luat pentru că e mai ieftin, nu? Da. Da. Și toți banii la el. Exact. Și al treilea, care tot așa a fost pentru mine de neacceptat, deși până atunci l-a acceptat în tacit. Împărțeam drepturile de autor cu el, indiferent ce melodie făceam, erau drepturile mele înscrise la UCMR, AD, așa mai departe. Deci toate piesele au fost întotdeauna pe numele tău, el n-a avut nimic împotriva, n-a zis, băi, pune-mă și pe mine. Nu, niciodată. Sunt înregistrate și la UCMR, dar sunt scrise pe casete, pe CD-uri, adică nu e ca și cum nu vedea ce se întâmplă. Da. Și și-a dorit în continuare să scriem pe foaie că se împart în continuare drepturile de autor la doi, indiferent că eu fac piesele. Astea au fost, de fapt, cele trei condiții pe care noi le-am refuzat și atunci el a exercitat o formă de asta de șantaj emoțional și a zis, uite, plec și așa mai departe. Dar după ce a plecat, lumea nu știe și cred că și Medana află acum, poate, în prima audiție, că nu prea povestim lucruri de-astea. El, practic, a încercat să ia și băieții din trupă, să ia și numele formației atunci și eu să rămân singur și atât de singur. Da. Dumnezeu ne-a ajutat și am rămas numele împreună. Numele era înregistrat pe Alin Oprea, nu? Da, eu l-am înregistrat în 2004. A fost o înregistrare publică la Orda, oficiu de stat pentru... pentru invenții și mărci. L-au întrebat dacă are ceva împotrivă. Nu avea nimic împotrivă, evident. Că dacă ar fi avut ceva împotrivă, îi spuneam și eu. Păi și cu Fundația Talisman cu rămâne care ai pus-o pe numele tău. Banii acolo sunt. Și când a plecat... că am plecat cu tot. El zice că am plecat eu cu tot, dar n-aveam cum, pentru că el era președinte la Fundația Talisman, care avea așa toate contractele Talisman acolo, deci noi am pierdut și contractele în majoritatea lor.
toți banii erau acolo, două mașini, mașina formației, un microbuz al formației cu locuri și încă unul pentru aparatură, toată aparatura muzicală, sonorizare și așa mai departe, erau ale fundației Talisman, adică ale lui. Și te-ai apucat și le-ai refăcut, și... de ce le-au rămas la el? Au rămas la el, da. Dar nici nu am cerut ceva pentru că eram conștient că n-am cum să le iau legal. Era fundația. Era pe numele lui, n-avea ce să faci. Exact, da. Nici el nu putea de acum să mai zică ceva de formația Talisman, care evident era... înscrisă de mine la OSIM, era numele dat de mine, da. Așa, formația a rămas cu mine, nu a plecat cu el așa cum și-a dorit și multe altele. Adevărul iar că... contractul ăla ciudat de care zicea că o să vă arăt eu un contract pe care l-am pierdut din cauza lui Alin, era un contract pentru melodia atât de singur, drepturi de autor, să se facă o reclamă la o firmă de telefonie mobilă. Care tot pe fundație a fost făcut. Așa. Dar oamenii au zis, după întâmplarea cu despărțirea, domnule, eu trebuie să fac contract cu autorul, nu cu o fundație. Și atunci da. M-au sunat pe mine și au zis, domnule, vino să refacem contractul pentru că tu ești autorul piesei. Legal. Și tu ai cântat cu vocea ta, mi se pare, pe acea reclamă. Da, exact. Ca să mi-aduc fără. Aminte că pentru, fost pentru prima dată când nu mai era exact. Unirea aia de voci, era numai a ta și țin minte exact, foarte exact. Bine. A fost treaba. Pentru prima oară când practic, da. Și cam asta a fost, nu, ce să... Deci, încheiem cu aceste precizări. După pauză ascultăm o piesă foarte frumoasă și mai povestim și altele, că Medana ne-a suportat destul. A trecut prin multe. Practic, el de două ori a luat-o de la zero, nu? Nu știu ce s-a întâmplat între el și Tavi și nici nu, zic, nu am că de el, să dezbat. Viață, de două ori a luat-o în de schimb, la zero. Știu ce s-a întâmplat a doua oară pentru că am fost prezentă și am fost alături de el. A luat-o, da, probabil că a luat-o de două ori de la zero. Și sper că este și pentru ultima dată. Da, doamnelor și dacă nu s-ar fi întâmplat așa, n-aș fi fost aici cu Medana și eu nu aș fi fost omul care sunt acum. E adevărat. Îi mulțumesc Dumnezeu atât pentru cele bune și cât și pentru cele dure. Îl salutăm și pe Tavi Colen și dacă are ceva să ne spună, să vină în fază să ne spune, să nu mai mănânce fursecuri pe la emisiuni, că suntem aici. Da? După pauză ne întoarcem. Te-am iubit atât de mult și-mi pare rău că ai râs de mine de-atâta ori în felul tău. Iubita mea, tu te-ai jucat cu dor. Lacrimă de dor, dar nu-i nimic.
Piesa absolut superbă, Alin Oprea împreună cu Talisman. De data aceasta a cântat-o Alin cu vocea, o piesă foarte frumoasă. Mulțumesc. Apropo de Talisman, înțeleg că ai ales tu numele și că Tavi l-a descoperit. Cum a descoperit această sintagmă Talisman? Practic noi eram formația Talisman, așa cum am spus mai devreme, cei de la SIN, dar acum nu puteai impune nimănui un nume. Da. Și la un moment dat urma să participăm la festivalul de folk om bun în concurs, unde am și câștigat apoi mare. A fost o rampă de lansare. Și am zis, hai să vedem cum ne prezentăm. Alin Oprea și Tavi, că am mers doar noi doi atunci la folk. Alin Oprea și Tavi Colen, precum Hrușcă și Șeicaru, sau îi spunem la formație Talisman, așa cum am propus. Și el a zis, nu sună bine, că ce taliban sau ce, că e războiul cu talibanii. Zic, nu mă, Talisman, purtător de noroc și așa. Of. Nu, că sună urât. Zic, e simbolul foarte frumos, știi, și-a luat dicționarul, zice, stai puțin să vedem ce. Și-a uitat, hai să vedem. În urmă, hai, să mergem mâine la concurs cu ăsta, mai vedem noi. Da. Dar am câștigat concursul și am scris Talisman și nu mai putem schimba după aia numele, că devenise notoriu. Deci, da. Dacă el a dat numele, înseamnă că a trebuit să consulte întâi dicționarul explicativ al limbii române. Am înțeles. Deci oamenii care conduc în Afganistan se numesc talismani. Talismani. Așa. Dar nu, că mai aflu și eu lucruri, că sunt bătrân și nu știu niciodată la orice vârstă sunt vechi. Multe, dar prefer să mă limitez aici, să rămânem prieteni în continuare. Eu cu el rămân prieten toată viața. O să-i păstrez respectul și considerația pentru ceea ce am făcut împreună în acei 10 ani de Talisman. O contribuție pentru, care trebuie respectată. Pentru publicul, pentru oamenii noștri care au meritat și merită în continuare toate cele bune. Categoric. Pe tine te-am cam neglijat azi, dragă. O mai invit o dată. Da, de ea mai fost și singură, să știi dacă ți-aduce aminte, așa că odată vine singură și mai povestești. Singură, atât de singură. Bun, în regulă, am aflat ce a fost o sărbătoare de Paște frumos. Ai mai scris? Ai mai făcut ceva? Da, scriu în permanență. Va urma să plec la Madrid în perioada lunii octombrie, unde voi participa din nou la un festival de carte și arte. Și sper să primesc și un premiu. Mi se pare rămâne normal. De văzut. Păi sigur că da. De ce să nu aspir pentru lucrul ăsta? Și pregătim ceva împreună, dar rămâne surpriză. Deocamdată ea se ocupă de versuri, eu de muzică, dar cine știe ce poate să iasă? Ce poate să iasă? Ați văzut ce bine cântă la... Am văzut, e foarte bine. De aici încolo, sigur că da, probabil că o să vă găsim la mare. Pe acolo o să treceți. De data asta o să o las pe ea să dea numele, ca să fim siguri că nu mai există probleme. Deci, amuleta va fi, tot purtător de noroc. Am înțeles. Runele. Runele. Ruleta. Nu, domne, că e cu jocuri, cu noroc. Amuleta. Ruleta, știi, asta e pentru bătrân care nu. Da, e păcănele. Da, așa, da. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că atmosfera este foarte bună. Și până la urmă e loc sub soare pentru toată lumea. Întotdeauna. Cred că, de fapt, până la urmă lumea a avut două scene în care se puteau cânta piesele Talisman în același timp, ceea ce era chiar bonus, nu? Cânta și Alin, cânta. Știi și... ce este fascinant? Am văzut un comentariu care mi s-a părut absolut genial. Pe scurt, era. Afirmațiile lor se contrazic. Și un comentator a scris doar atât: Talisman este bipolar. Rămâneți cu focus. Mulțumim, Medana, mulțumim, Alin. Ne vedem mâine în direct și în elore. Toate cele bune. Mama said that every word was on my name.